Meșterul: Cel ce făurește lucruri. Meșterii, dragi copii, sunt un soi de oameni foarte dibaci, care mereu sunt puși pe meșterit, câte ceva cu mâinile, adică au la îndemână o bucată de ceva, pun mâna pe ea, o prelucrează și din ceva devine altceva. Meșterii sunt uimitori, fiindcă se pricep să modeleze cu ușurință materia din jurul lor lemnul, fierul, bronzul, aurul și argintul, plastilina, făina, țevile, lutul, nuielile, sticla sau hârtia. Oare cum fac asta? Ce face un meșter? Păi meșterului îi place să se așeze pe un scaunel și să ansambleze, să îndoaie, să rupă, să taie, să înnoade, să țeasă, să desprindă, să desfacă, să cioplească, să toarne, să dea formă, să repare, să înmănuncheze, să vopsească, să împletească, să despice, să șlefuiască, să îmbine, să potrivească, să finiseze. Într-un cuvânt, să meșterească. Te-ai gândit vreodată în felul acesta la lucrurile din jurul tău? Ca la un izvor inepuizabil de materiale pe care ai putea să le meșterești, ca să devină jucării, haine, cârje, pantofi, acvarii, săbi, saltele, roți, scaune, garduri, statui sau, de ce nu, chiar aeroplane. E, pe vremuri, satele și cetățile erau ca niște ateliere în aer liber. Fiecare făurea ceva, fiecare meșterea un lucru, cei care meștereau aveau fel de fel de nume în satul de odinioară. Fierari, argintari, lingurari, cizmari, croitorese, olari, cesetorese, cârnățari, armurieri, tăbăcari, păpușărese, lumânărese, existau și lumânărese, pastramagii, potcovari, umbrelari pe și câte și mai câte. Uneori meșterii își făceau meseria chiar pe drum, în aer liber. Potcovarii potcoveau caii, iar țiganii argintari migăleau, așezați pe pământ inele pentru domnițe. În felul acesta, lumea întreagă era un spectacol în aer liber. Meștereau și povesteau istorii care mai de care mai năstrușnice. Să știți că mai sunt și astăzi meșteri, doar că se numesc populari. nu pentru că ar fi vedete, ci pentru că reprezintă tradițiile populare. Sunt meșteșugari din trecut care nu mai produc lucruri de folos pentru nevoile oamenilor din ziua de azi, iar obiectele pe care le meșteresc nu se găsesc în moluri. La ce -ar mai folosi azi o copăiță de lemn pe care să o legi de grinda casei ca să legi în copilașul? Unii ar spune că visele copilor erau mai frumoase și somnul mai dulce. Ceva în plus. Cuvântul meșter vine din latinescul magister, care la rândul lui se trage din magis. Magis, care înseamnă mai mult. Adică meșterul pune ceva în plus poate o bucată din gândul lui bun. Tai o creangă dintr-un copac, o cureți de coajă și faci din ea un băț de mânatoile. Dar dacă îl încordezi și legi o ață la capete, se transformă într-o armă de vânătoare, un arc, adică. Dacă îl întorci invers, e un arcuș de vioară. Dar ia scobește l meștere cum trebuie cu o dăltiță la un capăt și vei vedea că ar putea deveni un polonic iar dacă știi să-l scultezi frumos, faci din el un adevărat picior de scaun. Sau uh, și mai simplu, legi la capăt, îi legi la capăt o sfoară și gata e undița. Dar poate la fel de bine să fie și bici sau chiar o panglică pentru o gimnastică ritmică. <laughs> te joci, te joci la nesfârșit. Sau pur și simplu îl așezi într-un garden în ele și ai scăpat de el. Vezi, meștere, puterea meșterelii? Copilul meșter. Înainte ca automobilele să-i alunge pe copiii de pe străzi în case, iar telefoanele să-i tolănească pe canapele, aproape toți băieții meștereau câte ceva pe afară. Te trezeai dimineața, îți beai laptele cu cacao, mâncai pâinea cu unt și plecai în fugă la hălăduit pe coclauri. Dădeai de-o scândură aruncată pe acolo, o luai, o tăiai, băteai niște cuie în ea după o anumită schemă, prindeai printre ele un elastic, apoi făceai roți de-o biluză de oțel, scoase dintr-un rulment, bineînțeles, și gata jocul de fotbal. Bila o loveai cu o linguriță de lemn rămasă de la o înghețată, iar din paharul înghețată îi făceai un telefon cu ață. Nu erai copil, nu, nu, erai mare meșter. Astăzi, din păcate, jucăriile sunt gata meșterite de adulți primești de ziua ta undita mai pachetul colorat, desfaci țipla, scoți pe nerăsuflate un joc Lego sau un telescop din plastic și aștepți să vină seara să te uiți la stele. Dar de ce să-i lași pe alții să meșterească în locul tău? Tu știi mai bine cu ce jucărie ți-ar plăcea să te joci. De ce să nu fii chiar tu păpușarul? Materia, materia te așteaptă să o prelucrezi. Natura vrea să o pipăi cu mâinile tale. Pădurea vrea să fie din nou împlânzită. Îi e dor de copilul de dincolo de parbrizul mașinii, care acum o privește cu teamă. Hai, hai, mergi odată de sculs prin iarbă sau lungește de pe pământ și privește cerul să vezi, să vezi ce n-ai mai văzut. Ai să vezi că un meșter mare a făcut tot ceea ce vezi.